conformitate cu dispoziția domnului primar numărul 605 29 octombrie 2015, ați fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Rog pe domnul președinte de ședință, clopotarul Ioan, să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, care v-a fost numânat odată cu invitația de ședință. Pentru următorul președinte. Deci, sunteți încă președinte, nu e a treia lună. Sunteți a treia lună. Ați terminat trei. Da. Bine, atunci supuneți spre aprobare un nou președinte, da. Adică propuneri. Faceți propuneri pentru un nou președinte de ședință. Da, spuneți. Propun ca pentru următoarele trei luni, președinte, să fie domnul Dezdrobitu. Marcel. Dacă mai sunt și alte propuneri. Nemai fiind alte propuneri, vă rog să supuneți spre aprobare propunerea domnului Diaconu ca președintele pe următoarele trei luni să fie domnul Dezdrobitu. Da. Vă rog, domnul Dezdrobitu, să supuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, care v-a fost înmânat odată cu invitația de ședință. Da. Dacă nu sunt discuții, să pun spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Da. În unanimitate din cei prezenți, 17 voturi. Nu, 16 domnul Amarini, da? Da. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi. Da, ordinea de zi a ședinței de astăzi, care cuprinde 23 de puncte, dumneavoastră le-ați vizualizat în ședințele de comisie, da? Da. Așa. Prin convocarea pe care ați primit-o la domiciliu, dar în regim de urgență vă propun spre analiză și aprobare încă două puncte, deci vor fi 25 de puncte pe ordinea de zi, care cuprind următoarele. Vă citesc și doamna... Da, secretar. Deci punctul 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției 206 din inventarul domeniului public al Comunei Dorteana, aprobat prin HCL numărul 2 pe 2001, și punctul numărul 25, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul Comunei Dorteana. Astea sunt două puncte suplimente față de invitația de ședință. Da. Putem da citire? Da. Supuneți spre aprobare ordinea de zi? Vă rog, supuneți spre aprobare ordinea de zi. Supuneți spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Da. În unanimitate din cei prezenți. Stai să faci vot. Da. Trecem la punctul numărul 1 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dorteana. Da, se propune transformarea unor funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dorteana, după cum urmează. Din funcție publică de polițist local, clasa 3, gradul principal, cu studii medii, din cadrul serviciului poliției locale, polițist local debutant. Deci se transformă o funcție publică în polițist local debutant. A doua funcție. Referent clasa 3, da? Debutant în studii medii. Deci încă o funcție publică care o transformăm în debutant cu studii medii. Și a treia funcție. În birou de asistență socială. Din statul de funcție o transformăm în studii medii. Deci toate trei vor fi transformate în studii medii. Deci cu liceu vor fi ocupate la momentul respectiv. Da, dacă aveți discuții, da. Discuții, dacă sunt. Dacă nu trecem spre aprobare, cine este pentru? Da. Unanimitate a votat. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea unei funcții publice din statutul de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Dorteana. Da. Se propune modificarea unei funcții publice în cadrul serviciului de poliție locală. L-am citit odată. Nu, domnule. Cu ce aici este vorba? A, e vorba de Brescan. Da, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Dorteana. Așa, în vederea promovării domnului Brescan Marius după perioada de stagiu de polițist local. Știți destul de bine, a fost încadrat ca polițist local cu studii superioare, da? Da, are perioada debutant de stagiu. Și urmează să fie promovat pe asistent. Da.
Dacă vedeți. Trecem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în dosarul numărul 4540/270/2015, ce are ca obiect contestația la executare dosarul numărul 1168/119/2015, obiect revizuire decizie civilă numărul 231/17/4/2012 și deschiderea unei acțiuni în justiție pentru anularea contractului de vânzare cumpărarea castelului Ghica și a terenului aferent. Da. Se propune mandatarea primarului pentru a împuternici un avocat care să reprezinte interesele subscrise Consiliul Local Comunei Dofteana și încheierea unui contract de asistență juridică în următorul dosar. Dosarul numărul 4540/270/2015, ce are ca obiect contestație la executare. Apoi dosarul numărul 1168/119/2015, obiect revizuire decizie civilă numărul 231/17/4/2012. Vă voi da explicații la fiecare pe rând. Aș începe în primul rând cu dosarul numărul 4540/270/2015, ce are ca obiect contestație la executare. Este vorba despre dosarul care a fost la Înalta Curte de Casație și Justiție cu moștenitorul de functuri a Safti Costică în legătură cu prejudiciul de 375.000 de euro de la Castelul Ghica. Dumnealor au mers pe excepția de prescriere a faptei, ceea ce nu le-a aprobat în Înalta Curte de Casație și Justiție și dosarul s-a întors înapoi la Curtea de Apel Bacău, așa, fiind casată sentința. Dosarul va începe acum. În aceste condiții, dosarul venind de la Înalta Curte de Casație și Justiție a primit un alt număr. În condițiile astea, primind alt număr, trebuie să angajăm apărător pentru acest dosar, deoarece o luăm de la capăt, așa zis. Următorul dosar este 1168, da? Din 17.04.2012, se referă la dosarul cu Sturza Paltin, privind cele 42 de hectare de pădure care au fost atribuite din hotărâre definitivă și irrevocabilă de Tribunalul Covazna, de Judecătoria Covazna. În aceste condiții, Regia Națională a Pădurilor împreună cu Primăria Comunei Dofteana, Comisia de Fond Funciar, a făcut revizuire în anulare la Judecătoria Covazna. Și trebuie să angajăm apărător. Următorul dosar sau următoarea propunere este deschiderea unei acțiuni în justiție pentru anularea contractului de vânzare-cumpărare a Castelului Ghica și a terenului aferent. Uitați despre ce este vorba. În fața mea se află rechizitorul din data de 13 decembrie 2007, care a fost întocmit de către Departamentul Național Antipoliția Județului Bacău împotriva celor care s-au făcut vinovați pentru vânzarea Castelului Ghica în ilegalitate. Atât eu, cât doamna secretară și doamna inspector Zogoreanu Luminin s-ar penal de către familia Safte în condițiile în care în baza raportului de la Curtea de Conturi din anul 2009 s-a stabilit să înregistrăm în contabilitatea analitică 375.000 de euro, echivalent a 13,3 miliarde, pe numele defunctului Safti Costică. Lucru pe care l-am și făcut, iar familia Safti ne-a acționat în judecată, nu ne-a acționat în judecată, ne-a făcut un dosar penal prin care solicită să fim cercetați în mod abuziv, nu, că am comis fapte în mod abuziv, întrucât le-am înregistrat în contabilitatea analitică cele 13 miliarde ilegal. Răspunsul nostru a fost acela căci am înregistrat în contabilitatea analitică în urma rechizitorului care a fost eliberat de DNA în anul 2007, prin care stabilește destul de clar, dispune punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpatului Safti Costică. Parte vătămată Consiliul Local Dofteana,
martori Comisia de Licitație a Comunei Doterna. În numele cui trebuia să înregistrez? În numele martorilor, al Consiliului Local sau a inculpatului. Lucru pe care l-am făcut, am înregistrat în numele inculpatului. În condițiile astea, am fost și am contactat parte juridică mai mulți avocați. Începând cu data de mâine, după aprobarea hotărârii Consiliului Local de astăzi, dacă veți da undă verde, voi deschide acțiune în instanță, așa cum v-am spus, și vă rog să mă mandatați ca să pot să acționez în instanță și să angajez un apărător, pentru desființarea actului de vânzare-cumpărare dintre Primăria Comunei Dofteana și SC Metal Electrica, zic bine așa, IESA Dărmănești, condusă de domnul Cadra Adrian. Întrucât, în urma raportului Curții de Conturi și a rechizitorului întocmit de DNA, această vânzare-cumpărare a fost făcută ilegal, nu în baza legii, nu s-a respectat prevederile legale, plecând de la cel mai bun preț și stabilirea lui în baza unui raport de expertiză și evaluare. Deci a fost făcută vânzarea fără raport de expertiză și evaluare. Raport de expertiză și evaluare a fost făcut ulterior, în care valoarea a fost fixată de 870.000 de euro la acel moment și dumnealor au început cu 800.000 de euro, iar prejudiciul este de 500.000 de euro, pentru că nu s-au respectat pașii legali. Nu s-a mai respectat comisia, nu. Trebuia să participe cel puțin două firme să se înscrie la licitație și s-au înscris două, dar pe parcurs s-a retras una dintre ele, pentru că nu avea documentele necesare, a rămas numai una singură și procedura a fost ilegală. Vă solicit spre analize și aprobare și să mă mandatați în calitate de primar pentru nulitatea acestui act de vânzare-cumpărare și în condițiile astea, dacă vom obține nulitatea, nu va mai avea nimeni de suferit. Nu va mai fi niciun fel de prejudiciu. Însă, va fi de datoria noastră a Consiliului Local, a Primăriei Comunei Dofteana, să întoarcem sumele necesare înapoi, așa cum va prevedea hotărârea definitivă și irevocabilă. Dacă aveți discuții, vă rog. Discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, trebuie spre aprobare. Cine este pentru? Repet, nulitatea acestui act nu este prescrisă, întrucât nu se prescrie, deoarece și nu este tardiv, pentru nulitatea unui act, oricând se poate deschide acțiune în instanță. Deci, oricând. Și în condițiile astea nu va mai avea nimeni de suferit decât noi, care trebuie să dăm banii înapoi, bineînțeles, cum va prevedea legea. Da. Trecem la punctul 4 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contract de prestări servicii specifice activității de dezăpezire pentru perioada de iarnă 15 noiembrie 2015, 15 martie 2016. Da. Deci e vorba despre contractul de dezăpezire care în fiecare an, în timpul răcoros, începe la 15 noiembrie și se încheie la 15 martie. Avem obligativitatea prin lege să dezăpezim drumurile de utilitate comunală, drumurile secundare, drumurile principale, ulițele satului. De așa natură, oamenii să beneficieze de cele mai bune condiții pentru a se deplasa atât acasă, cât și de acasă, la alte instituții sau la serviciu acolo unde au trebuit. Vă pun spre analiză și aprobare, iar achiziția publică se va face de pe SEA, dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt. Nu trecem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind analiza cererii, privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 21.604 din 19.11.2012, încheiat cu SCBRD Societe General SA. Da. Este vorba despre ATM-ul ăsta care îl avem noi la BRD, la Casa de Cultură, în care toți angajați și marea majoritate ridicăm bani de acolo. S-a încheiat contractul cu dumnealor la 3 ani, s-a împlinit 3 ani de zile. Ne permite legea să prelungim contractul în alte condiții, deci putem să renegociem chiria respectivă sau dacă nu putem să începem procedurile de închiriere sau concesiune de la capăt. Vă pun spre analiză și aprobare să prelungim acest contract
dar nu în condițiile în care se află acum. Până acum era 50 de euro pe lună, 600 de euro pe an. Dumnezeu se prezinte la negocieri, pentru că negocierea trebuie să fie în temeiul legii și în avantajul unității administrativ-teritoriale pentru a colecta sume de bani la bugetul local. Dacă aveți discuții, vă rog. Discuții, dacă sunt. Întrecem spre aprobă. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a licitației pentru vânzarea masei lemnoase. Da. Se propune aprobarea regulamentului de organizare a licitației pentru vânzarea masei lemnoase din proprietatea publică a Comunei Dofteana, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. Deci, executivul Comunei Dofteana a emis un regulament în care ne permite legea, cu aprobarea Consiliului Local, să punem la licitație masă lemnoasă, atât de lucru cât și de foc, pentru vânzarea la licitație. În urma amenajamentului SIDBA, care știți că l-ați aprobat în urmă cu vreo 2 sau 3 luni de zile, acolo s-au prevăzut niște lucrări în pădurea proprietatea primăriei Comunii Dofteana sau pe izlazul Comunii Dofteana, lucrări care stau la baza igienizării, deci se face prin igienizare, se face prin curățare, se face prin defișare, dar trebuie aprobarea Consiliului Local și noi trebuie să aprobăm acest regulament de așa natură încât să ne permită. Noi nu avem dreptul prin lege să fixăm valori la fondul cinegetic, noi nu avem dreptul la materialul de lucru, nici materialul de foc, ci noi ne inspirăm din APV-ul, din punerea în valoare pe care o face organ de abilitate, în speță direcția silvică, colul silvic Târgovna, ne inspirăm la valorile minime de acolo și de acolo se pleacă cu pașii următori. Deci vă pun spre analiză și aprobare regulamentul întocmit de către executivul primăriei Comunei Dofteana pentru a respecta prevederile din delegare, să putem să punem la licitație masa lemnoasă din cele 1107 hectare care suntem împroprietăriți prin ordinul prefectului la județul Bacău, iar partea care avem noi de pădure cu izlaz sunt 546 de hectare, acolo unde trebuie să facem lucrări amenajistice. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt. Trecem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică sau prin negociere directă a cantității de 92 metri cub masă lemnoasă pe picior din partida 12.075 Predoaia. Da. Avem marcat pe Predoaia 92 de metri cub lemn de lucru. În partida 12.075 pe Predoaia, acești 92 de metri cub sunt marcați din vara anului 2015. El este pin, brad. Dorem să-l punem la licitație și să-l vinem de acolo. Acolo să facem niște curățituri în care dorim să-l vinem, să mai aducem niște bani la bugetul local și totodată să facem și curățiturile care prevăd legal. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt. Acum trecem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 8 pe zi. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local 94 din 31 august 2015 pentru aprobarea lucrării de extindere a rețelei de apă potabilă pe raza Comunii Dofteana. Da. Se propune completarea hotărârii Consiliului Local numărul 94 din 31 august 2015 pentru aprobarea lucrării de extindere a rețelei de apă potabilă pe raza Comunii Dofteana, după cum urmează. De la 870 metri liniari, deci aceștia 870 au fost trecute un pic eronat în vara anului acesta, dar noi trebuie să ajungem până la 3000 de metri liniari. Întrucât în satul Seaca am tras 810 metri liniari, până acolo la Ciuriș și inclusiv până la școală, pe Ștefan Vodă 500 de metri liniari, 820 de metri în Dofteana, deci toate însumate ne vom duce aproximativ la 3000 de metri. Cât ne va permite timpul. La ora actuală știți că tragem acolo pe uliță la Imză, la Hârbu Ion și venim până la Spoiala Ion, la Claudia, la poartă. Cât ne mai permite timpul, poate o să ne mai extindem timpul și bugetul local. Deci modificăm hotărârea Consiliului Local, completarea practică a hotărârii Consiliului Local numărul 94 din 31 august 2015, cu diferențele de lungime care le-am citit. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt. Trecem spre aprobare. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind reabilitarea podului din lemn din zona Mihail Constantin. Da. Este vorba despre un grup de cetățeni, un grup de acțiune din satul Cucuieț, în care îi solicită sprijinul pentru reabilitarea podului din punctul numit Valea Podului Mihail Constantin, zona. Aș dori să vă spun următoarea situație. Să trecem peste subiectul ăsta, pentru că mai avem câteva zile și 1 noiembrie. Anul ăsta nu mai avem timp să mai construim un pod pe semne lungimii, care are o lungime, cred, de 15 metri, nu? Da. Așa. Iar am sprijinit atât în Seaca, cât și în Cucuieț, cu ferbeton, cu beton cumpărat, achiziționat, și am construit cele două poduri. V-aș recomanda cei care i-a sfătuit pe grupul de acțiune de acolo să amânăm lucrarea pentru anul viitor, anul 2016, să o cuprindem în lista de investiții pe anul 2016, pentru că sunt sume destul de mari, iar de regulă când am propus aici și s-o luat o la ființă, votarea Consiliului Local a fost în felul următor. Cetățenii din satul respectiv să facă cofragul, așa, și să vină și ei cu o parte din lucrare, apoi noi venim cu betonul. Ori, la ora actuală nu mai avem timp să mai facem cofragul, nici să mai turnăm betoane. Propun ca acest proiect să trecem peste el, să rămână odată cu aprobarea bugetului pe anul 2016 și să o prindem în noua listă de investiții a anului următor. Dacă aveți discuții, vă. Deci nu mai e timp, normal. Nu mai e timp de așa ceva. Făcând treaba în frig, nu faci treaba cum trebuie și de calitate și la anul ne trezăm că cade podul. Poate să mai meargă așa câteva luni de zile până în primăvara anului 2016 și atunci, în bugetul de anul viitor, vom aproba lista de investiții. Supunerea spre aprobare, trecerea peste punctul... Da. Deci punctul respectiv să-l prindem în ședința Consiliului Local odată cu aprobarea bugetului pe 2016. Nu putem să dăm niște aprobări atât timp cât nu avem o finanțare expatriată. Punctul numărul 10 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a unor sume cu titlu de amenzi a unui contribuabil decedat. Da. Știți, e de regulă aici la noi. Se propune scăderea din evidențele noastre fiscale a unei sume cu titlul de amenzi pentru defunctul Gabor Iulian. Deci am venit o amendă de 300 de lei, bani vechi de 3 milioane. Știți că am aprobat-o la ședințele din august 51 de milioane amenzi care avea. El avea 51 de ani și avea 51 de milioane amenzi. Acum eu mai venit încă 300 de lei, de 3 milioane. Ultima când o luat, aici. Deci o luat-o câteva zile înainte de decedat. Vă propun spre analiză și aprobare și radierea lor din evidențele noastre fiscale pe 27.06.2015 la ultima amendă. Acum nu știu dacă mai vine vreo oră. Să da. Da. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 11 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind analiza cererii numitului Hadâmbu Gheorghe din satul Cucuieț, prin care solicită scutire de la plata taxelor de salvărizare, pază și PSI. Da. Cetățeanul ăsta, Hadâmbu Gheorghe, s-a adresat de mai multe ori în scris către Primăria Comunei Bogdeana și solicită scutirea de la taxele speciale, în general solicită. Și aici, în proiectul de hotărâre, doamna secretară, scris, se propune respingerea cererii numărul 10.802 din 7 septembrie 2015, anumit lui Hadâmbu Gheorghe, care solicită să fie scutit de la plata taxelor de salubritate, pază și PSI, întrucât nu a depus acte doveditoare din care se vede că veniturile lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară, ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social. S-a făcut mai mult corespondență cu dumnealui aici, s-a făcut pe data de 25.05.2015, 5.06.2015, 8.07.2015, 1.09.2015. Deci dumnealui este din satul Cucuieț, dar doamna secretară, are rol la Primăria Comunei Dofteana, teren curs construcții și refuză a plăti aceste taxe speciale. Ori inclusiv în normele metodologice de efectuarea registrului agricol care a venit în anul 2015, legea, da, din luna aprilie 2015, spune destul de clar. Membrii unei gospodării sunt acei care dețin rol și au casă locuibilă,
fiind casa trecută la registrul agricol, chiar dacă ei sunt plecați sau atât în străinătate, chiar dacă ei fac școală în altă parte, locuința lor este tot aici. Iar hotărârea Consiliului Local, care a fost eliberată anul trecut și în fiecare an, spune destul de clar. Proprietarii de locuință care dețin locuință și terenuri sunt obligați să plătească taxele și impozitele locale în conformitate cu legea. Da. Propun spre respingere această cerere a numitului domnul Hadâmbu Iori. Dacă aveți discuții. Discuții. Dacă nu, cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Pentru respingere. Pentru respingere, normal. Respingere, da. El nu a depus acte doveditoare din care să reiasă că el nu realizează bine. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind propunerea discutirea taxelor locale de pază PSI, salubritate pentru anul 2015 a unor agenți economici. Da. Se propune aprobarea scutirii de la plata taxelor locale de pază PSI, salubritate cu data de 1 a lunii următoare, deci 1 noiembrie, depunerii cererii de către agenții economici care desfășoară următoarele activități economice. Cultivarea și comercializarea plantelor nepermanente, toate tipurile de legume și fructe, creșterea și comercializarea animalelor, pentru toate speciile de animale și creșterea albinelor, precum și comercializarea produselor din agricultură. Despre ce este vorba? În urma verificării și controlului efectuat de Curtea de Conturi, un număr de 17 asociații familiare, ca să vă spun, din interesul tuturor, care au desfășurat activitatea economică în anul 2015, noi nu am știut de ei, dar cei de la Curtea de Conturi au intrat în baza de date și au depistat că și-au deschis IE-uri, întreprindere individuală sau familială, pentru a putea accesa fonduri europene. Ei și-au deschis și-au apărut în baza de date la Registrul Comerțului și, bineînțeles, trebuie să plătesc autorizații de funcționare la noi. Dumnealor i-au depistat și uitați, destul de clar, noi venim în sprijinul producătorilor agricoli să nu ne luăm taxă și impozit, că aici intră bază PSI salubritate, doar să plătească 17 lei, în bani vechi 170 de mii, numai taxa prevăzută din codul fiscal. Dar vedeți dumneavoastră, scrie clar, după depunerea cererii, a întâi a lunii, de exemplu, dacă depune mâine, început cu data de 1 noiembrie, este scutit. Acum vă întreb, doamnă secretară, din momentul când au deschis anul ăsta și până la data când depune cererii, ei trebuie să plătesc taxele. Sigur. Deci, am sunat aprobarea și mâine. Aprobarea se dă cu întâi a lunii următoare. Da. Deci, puterea de conturi lăsată în măsuri să recuperez sumele astea. Deci, eu vă propun pe analiză și aprobare ca să putem să venim în sprijinul producătorilor agricoli să fie scutiți cu întâi a lunii următoare pe măsură ce face și cere. Dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt. Nu trebuie spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor în lemn de foc pentru iarna anului 2015, Biserica Pentecostală Maranata Dofeana. Dar se propune aportarea unui sprijin material de nos, lemn de foc, pentru iarna anului 2015. Eu am trecut aici în cantitate de 12 metri cub, dar acum nu știu ce fel de mașină va fi prin cine, în valoare de 2000 de lei, 2000 de lei până în 20 de milioane. Dacă în metri cub e așa, nu pot să vă dau mai mult până în 20 de milioane, cât o să, da, să aplică și TVA-ul și toate celelalte. Dacă aveți discuții, vă rog. Discuții? Că nu se întrece spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâri privind aprobarea distribuirii materialului lemnos rezultat din exploatarea 12.076 predoaia pe Isoaia, conform APV-ului numărul 863.118 per 12.076. Da. Se propune aprobarea distribuirii a materialului de nos rezultat din exploatarea partidei 12.076 predoaia pe Isoaia, conform APV-ului numărul, așa, și a vizelor de primire. Deci este vorba despre 17 metri cub, da, doamna, da, așa, care au fost repartizați la școlile Hăgheac și Lada. E așa, domnule director? Da, da. Ați primit? Da, da, sigur. Așa. Materialul este din lemn foc Gorun, deci din stejar, pin și arin, care au ajuns la Lada. Deci ele sunt aduse, le-au adus tăiate, am trimis pe cei de la beneficiarii legii 47, le-au și crăpat, le-au și așezat, bineînțeles, împreună cu oamenii dumneavoastră. În condițiile astea, sesizarea a fost din partea Curții de Conturi, a spus că procedăm legal, dar nu am trecut valoare. Valoarea nu o fixăm noi, vă spuneam.
în funcție de punerea în valoare de APR-ul pe care l-a trimis și Comisia Tehnică de Oporul Sigurii, nu fixat o anumită valoare. Așa, și scrie în valoare totală de 221,20 de lei la școala largă. Da, iar la școala gimnazială Hădeac, 248,85 lei. Dar nu obligatoare, știți că a spus și putere. Asta este o valoare care noi ne înregistrăm în contabilitatea noastră și o transferăm către dumneavoastră cu titlu gratuit. Am înțeles. Da? Da. Nu vă speriați că nu vă pune în situația asta. Da, discuții dacă sunt. Să arde lemnele. Discuții dacă sunt. De-aia ne-am adus. Trecem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind refacerea sistemului rutier a drumurilor vecinale din comunale intens circulate, achiziția unei cantități de balastru și a transportului acestuia, punerea în manoperă a porțiunilor afectate, care se va efectua în regim de regie proprie cu angajații contractuali ai primăriei Dofteana, ca urmare a ploilor abundente din data de 5 octombrie 2015. Da, deci pe data de 5 octombrie 2015, în urma vuiturii de apă care a venit în satul Larga, în general, satul Cucuieț, s-au produs niște pagube. A doua zi am dispus prin dispoziția primarului scrisă să-ți fac un proces verbal de constatare și a constatat acolo, la Pircul Neculaie, te duci la Moara, la Costel Brescan, avem pozele tot, comisia care a stabilit lucrurile astea și în regim de urgență, în regim proprii, am cărat câteva mașini de balast și am rezolvat situația să putem dă în drumul drumului să fie public. Pe Valea Codului, la Iliescu mai sus, am îndepărtat toate aluviunile, inclusiv la Sima, știți destul de bine consilierii care sunt din Cuieț, pe Panta, care face legătura între Pintirie Mircea, sunt poze dovedetoare, există proces verbal, s-a deplasat comisia la fața locului. Bineînțeles, am închiriat o mașină și am calat balast împreună cu oamenii noștri, am refăcut drumul în regim de urgență. Deci sistemul rutier este normal. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt. Dacă nu trecem spre aprobare, cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pentru deschiderea unei acțiuni în justiție împotriva SC Petrom OMV pentru identificarea și recunoașterea tuturor obiectivelor în administrare sau proprietate pe raza teritorială a Comunei Dofteana. Se propune mandatarea primarului pentru a împuternici un avocat care să reprezinte interesele subscrise în Consiliul Local Dofteana și aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică pentru deschiderea unei acțiuni în justiție împotriva SCOMV și altor agenții economici pentru identificarea și recunoașterea tuturor obiectivelor în administrare sau proprietate pe raza teritoriului Comunei Dofteana. Despre ce este vorba? În urma verificării de către Curtea de Conturi, care a stat o lună jumătate, de noi a plecat pe data de 13, așa ni s-a atras atenția inclusiv în scris, că pe teritoriul Comunei Dofteana toate conductele care sunt subterane, care subtraversează intravilanul sau extravilanul Comunei Dofteana și sunt pe domeniul public, să fie impozitate în baza unei hotărâri a Consiliului Local, în baza unei taxe speciale și în baza unei declarații de-a lor, dacă pot spune așa, pe propria răspundere, a conductele pe care le au și le subtraversează localitatea. Noi ne-am făcut, în decurs de câțiva ani de zile, două adrese și am rugat să ne transmită planurile de situații acolo unde subtraversează conductele și nu am primit nimic. Competul a făcut o lucrare pe care ați dat aprobare dumneavoastră de la groapa noastră, fostă groapă de gunoi și până la intrare aici la Baropopo, sunt 5,5 km care ne-au plătit perioada că s-au desfășurat activitatea prin organizare de șantier. Dar faptul că subtraversează conductele lor pe la noi prin localitate, avem următorul dezavantaj. Deci în momentul când ne eliberăm autorizații de construire sau de închiriere sau concesiune în persoane, pe noi ne obstrucționează întrucât ai conducta de petrol care traversează subteran și deține țiței gazolină, deci nu ai voie să-i dai aviz pentru construire. Trebuie să respecte niște metri în așa fel și de așa distanță să nu puteți să îi afectăm nici noi pe ei și nici ei pe noi. În condițiile astea trebuie să plătească niște bani la noi, la primăria Comunei Dofteana. Dumnealor refuză să se prezinte, să identificăm. Noi vom fixa în hotărârea Consiliului Local o comisie
de mai mulți specialiști profesioniști, dintre care eu știu că una din conducerii lor, le vom identifica, vom face un plan de situație și sper ca până la următoarea ședință a Consiliului Local să le includem în inventarierea domeniului public. Terenul respectiv trebuie să facă parte din domeniul public al primăriei Comunei Dofteana, așa, prin hotărâre de guvern, noi vom comunica prefecturii, prefectura va iniția o hotărâre de guvern și în situația asta îi vom trage la răspundere. Inclusiv cei care au IESA, chiar Competo, este societate comercială, chiar dacă este din stat, este IESA, au obligativitatea să plătească toate supraversările. Dacă aveți discuții, noi am pus, noi îi vom convoca pe care am iată. Dacă dumnealor refuză iarăși ca să se prezinte, avem metodele noastre legale în care putem ca să-i atacăm inclusiv în instanță. În situația asta vă solicit să mă mandatați, că la rândul meu să-mi angajez un avocat, să pot să acționez în instanță, în condițiile în care nu vor să colaboreze pe care am iată. Dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt. Dacă nu trecem spre aprobare. Cine este pentru? Eu mă abțin. 15 voturi pentru și o abținere. Cine se abține? Opoziție. Opoziție, da? Da. Da, motivat, e clar, lucrează la UNED și e normal. Da. Da. Trecem la punctul 17, proiect de hotărâre privind. Dar stați și un pic, dar probabil veți face parte din comisia care trebuie să identificăm conductele. Nu, identificăm, nicio problemă. Nu mai venim cum ați venit ieri să o spar conducta pe stadion la Maranata și dați nevoie să facem reparații. Dacă vă întrebam înainte dacă aveți o conductă care subtraversează stadionul la Maranata, spuneți că nu. Da, se știe. Se știe unde sunt. Deci, în Maracana, scuzați. Încerc. Da. Nu, nu aveți nicio vină. Noi vorbim, noi sunteți un angajat acolo, dar noi vorbim la nivel de societate și trebuie să conformeze. Da. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru finanțarea serviciilor de întocmire a planurilor de situație aferente conductelor de transport, produse petroliere, aparținând SECE Petrom NV. Despre asta este vorba. De ce se fac niște cheltuieli? Dacă ai dus un topometrist, da. Nu? Trebuie și plătit, că nu e vorba de un kilometru, doi. Mai mult, nu? Și nu vine nimeni ca să le facă fără să ai o cheltuială, nu? Trebuie să ai o finanțare în spate. În condițiile astea trebuie să punem pe cineva o firmă autorizată, ne face un plan de situații, avizat de OCPI. Cu siguranță noi vom ajunge în instanță, probabil, cu dumneavoastră, dacă nu vor ca să înțelegem. Și trebuie să domiți documentele în conformitate cu legea. Da, dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt. Dacă nu trecem spre aprobare, cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea în regim de urgență pentru betonarea gropilor apărute în covorul asfaltic al DC-131A Dofteana, Ștefan Vodă, zona Nemira, pe o distanță de aproximativ 30 de metri. Cât? 30 de metri. 170 de metri pătrați. Despre ce este vorba? Deci în regim de urgență, vă rog să dați aprobare, pentru că noi am intervenit. În regim de urgență ne permite legea și după aia să dăm ulterior hotărârea Consiliului Local. Deci drumul care face legătura DC-131A, care face legătura între DG-116D, deci drumul județean, și DC-131 până în capul satului Ștefan Vodă, da? Așa, 170 de metri pătrați au fost afectați de gropi. Am escavat în regie proprii cu escavatorul, gândeam că putem acoperi găurile, ceea ce nu se putea face. Escavând, am turnat un strat de beton B300 rutier, așa, cu plasă de Buzău, cu armătură, avem documente doveditoare, în care ne va permite o lungă perioadă, probabil, ca noi să ne putem desfășura activitatea pe acolo. Astăzi și mâine vom înfunda și celelalte greuri până în capătul satului. La recepția finală veți participa și dumneavoastră și ceilalți. Întrebarea mea este așa. Cum este drumul acum? Foarte bun. E practicabil, da? Așa. O trebuie să intervenim în regim de urgență. Deci am făcut drumul. Drumul respectiv, știți că a fost făcut în anul 2009, un drum experimental. Acel drum experimental atât a avut un singur strat de asfalt, de 5 cm, dar bineînțeles acum o mai scăzut, așa. În zona respectivă, pe suprafața de 170 metri, a fost distrus aproape din primii ani. Am adus la cunoștință constructorului, Companiei Naționale de Investiții, și am refuzat să le eliberez garanția de bună execuție, pentru că drumul a fost experimental, și 36 de luni a fost în garanție. La ora actuală banii se află în banca respectivă. Nu ne-am eliberat garanția de bună execuție. Nu s-au prezentat. O venit Compania Națională de Investiții, au constatat și au plecat. Condițiile astea, am inițiat un alt proiect
pentru reasfaltarea acestui drum prin PNDR, care va fi probabil în anul 2016, dacă nu 2016, proiectele europene se derulează în continuare, dar până atunci nu putem să mergem prin blocurile respective. Nu voiam ca anul 2015-2016 să ne dea cineva în judecată, pentru că suntem administratorii acestui drum, din localitatea respectivă, să le mai plătim și reparațiile la mașini. Dacă aveți discuții, vă rog. Discuții, dacă sunt. Dacă nu, trecem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind executarea în regim de urgență a lucrărilor de consolidare a malului stâng al părâului Seacă. Da. V-am rugat să modificați în vorba despre malul drept. Deci cum coborăm panta la Grăbeanu, da. E malul drept. Eu știu că poate un specialist a făcut, în general, malurile se stabilesc în funcție de scurgerea apelor. Gândeam că a scris așa. Dar malul drept, cum ne ducem de aici încolo, la începutul drumului, e vorba la punte, la Osoi, așa, acolo trebuie să intervin de urgență, pentru că din luni s-a făcut de construit apostamentele, iar distanța din asfalt și la primul apostament nu este decât părâul. Acolo riscăm să, dacă vin aluviuni de apă, dacă vin ploi torențiale, să ne distrugă asfaltul care crească de un turnat. Eu vă prunz pe analize și aprobare, în spatele acestui proiect, că proiectul, lucrarea respectivă o să fie costisitoare, că este pe lungime de 30-35 de metri, dacă nu mai bine, poate cu două rânduri de gabioane, că unul vine pătura de jos și celălalt deasupra, așa, dar poate iarna aceasta voi reuși ca să fac acest zid, că iarna se poate construi acolo, cum e vorba de turnat betoane. Se poate construi. Dar vă iau spre analize și aprobare, dacă o să găsesc o firmă să mă pot de să facem lucrarea și să dăm banii ulterior. Dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt. Nu trecem spre aprobare. Cine este pentru? A votat în unanimitate. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de material lemnos, circa 4 metri cub, cherestea de bran necesară pentru confecționarea de sicrie în regie proprie. Da. Se propune aprobarea achiziției de material lemnos, circa 4 metri cub, cherestea de brad necesară pentru confecționarea de sicrie pentru acei care au probleme sociale. Știți dumneavoastră, de fiecare dată am cumpărat un sicriu, două, trei, n-aș putea să vă spun numărul, că am cumpărat foarte multe și am ajutat cetățeni cu probleme sociale, dar problemele astea sociale au început să prindă contur și se ridice la nivelul de vreau sicriu de 11 milioane, că, na. Am ținut mult la bunica și mi-e doar de ea. Problema e în felul următor. Vă propus pe analize și aprobare să cumpărăm cherestea. Am meseria și aici la primărie, avem și tâmplare, avem utilaje necesare. Vom face 2, 3, 10, cât vom face, le vom pune în pod acolo la noi, să nu trebuiască, dar pentru probleme sociale. Iar când vine cineva, el arătăm piesa la avem. Dacă vreți piesa altă, nu putem să mergem până la capăt așa. Deci am ajutat dintotdeauna cu sicurii până la valoare de 3 milioane jumătate, 350 de lei, dar nu pot să mă duc la 7, la 8, la 10 și acum să ajungem la 11. Vă rog să mă înțelegeți. Da? Vă pun spre analiză și aprobare acest proiect. Cine este pentru? Bineînțeles, nu vom deschide porțele pentru toți. Acolo unde sunt probleme cu adevărat sociale. Știți ce înseamnă probleme sociale? Acum nu m-am pus să scrie pentru sală. Da. Discuții. Adică s-a aprobat. Da. Punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind analiza cererii numărul 1237 din 29 septembrie 2015 a Centrului de Educație Inclusivă Comănești, prin care solicită aprobarea transportului elevilor înscriși în această unitate și au domiciliu în comuna Dofteana. Da. E vorba despre 12 copii din localitatea noastră care au fost luați în plasament sau care sunt localnici aici, în localitatea noastră, uitați să vă dau și numele, Aprodu Nicoleta, Chiriac Ștefan, Chiriac Andrei, Mihai Eduard, Maftei Sabina, Iliucă Pau, Isachi Adelina, Safta Vasile, Stoian Florina, Spoială Mihai, Tătaru Ion, Tamaș Nicoleta, Nicolae. Ce se întâmplă? Ce fac la Școala de Incluziune Socială în orașul Comănești, sunt 12 copii, care dumnealor dintotdeauna au solicitat, dar noi câteodată le-am mai dat, altădată le-am respins că nu aveam buget. Acum sper să avem un sprijin pentru combustibil. Propus pe analize și aprobare, nu avem bani mulți, dar 1000 de lei, deci în bani vechi 10 milioane, putem să intervenim și noi să
contribuim așa cum contribuim și alte localități, dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții. Nu trecem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind darea în folosință temporară a unei suprafețe de teren izlas în baza unui plan de situații și contract. Deci, domnilor consilieri, uitați despre ce este vorba. Am inițiat acest proiect de hotărâre la propunerea mea din următoarele motive. Și să vedeți despre ce este vorba. Deci, colaboratorii noi de la Anoaște, de la Direcția Silvică a Județului Bacău, Corul Silvic Târgu Mocna, pun la licitație diferite partide de pădure spre exploatare. Mai ales acum în situația asta, cred că în istoria Ocolului Silvic Târgu Mocna nu a avut pădure ruptă cum are la ora actuală, cel puțin zona largă. Deci este distrusă în zone unde nu s-o exploata poate niciodată, la ora actuală nu se poate trece, nu se poate merge picioare, mai majoritate. Mii de metri cub. Care la rândul lor au foarte multă pădure care se află în vecinătatea izlazului, proprietatea comunei Dofteana. Înțelegeți? Nu au posibilități să le exploateze pe altă parte. Deci, în mod obligatoriu, trebuie să treacă pe izlazul nostru. Ori, dumnealor, în condițiile în care îi pune o partidă la licitație, trebuie să le creeze drum de acces și rampă de descărcare și încărcare. E așa, domnul Bogdan? Bun. În situația în care nu are și se învecinează cu noi, noi trebuie să avem un cadru legal. Întrucât le pune la dispoziție spre închiriere temporară o anumită suprafață de teren, acolo unii le-au, așa zis, ne-o distruge cu transportul, se transportă cu taful, cu tractoare, cu ce se transportă acolo în pădure, în muncă de pădure, și în condițiile astea ne efectează multe suprafețe. Exemplul este largă, exemplul este bogată, noi nu avem niciun cadru legal. Cei de la Asociația Agrozootehnică vin și spun, domnule, dar noi întreținem izlazul așa cum întreținem, vin cei de la APIA, le verifică izlazul, acolo nu ești deteriorat, le scoate din suprafața lor și nu mai primesc subvenția de la stat. Noi trebuie să avem un cadru legal, deci cu aprobarea Consiliului Local în care stabilim în baza unui plan de situații și în baza planului de situații reflectă suprafața afectată și pe unii vor trece ei, iar noi fixăm prin negociere, se poate face prin negociere directă, o chirie începând cu prețul de 3 lei de metru pătrat. Faceți calcul cât vine 3 lei, dacă îți afectează o suprafață de 10.000 de metri pătrați, nu vine cine știe cât, plecăm de la 3 lei în funcție de suprafața pe care ne-o afectează, în funcție de planul de situații și timpul pe care ne-l solicită. Poate el o solicită pe un an de zile, are discurs cantități mari. Deci, se formează o comisie, se duc la deal, să fac măsurătorile, să stabilește în baza unui plan de situații, noi să îi comunicăm hotărârea Consiliului Local celor care sunt interesați, iar firmele care participă la licitații să știe, să le spună de la început Ocolul Silvic. Dom'le, atâta costă materialul pe fir, pe picior, dar vedeți că trebuie să stați de vorbă cu primăria, să încheiați un contract în temeiul legii, în baza unui plan de situație care contractul respectiv are obligativitatea prin acest regulament dumnealor să vină cu niște bani în garanție dinainte și totodată să achite contravaloarea terenului care a fost afectat. Dacă aveți discuție, propuneri, vă rog frumos să interveniți și să spuneți. Dacă sunt discuții, dacă nu trecem spre aprobare, cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției unui aparat special de spălat mașinile din parcul auto. Da. După cum știți și dumneavoastră, ne-am îmbunătățit parcul auto în ultimii ani, da? Avem bun de excavator, avem multifuncțional, avem mașină de pompieri, avem câteva mașini care circulă prin localitate și sunt proprietatea noastră, bineînțeles, acumulează mizerie, acumulează noroi piere, pentru a le putea întreține în bune condiții și în conformitate cu legea, vă pun spre analiză și aprobare, nu costă mult, nu cred că va face obiectul inventariu să depășească 1818 milioane, peste 18 milioane de obiecte inventar, că sunt și de 14 milioane și de 15 milioane, nu poți să lucrezi cu buldo excavatorul și să vii cu el să speli iarna cu mâna sau știu eu altfel. Vă pun spre analiză și aprobare să achiziționăm acest aparat numit VAM, încât îi cunosc așa, care este clasic și nu va depăși valoarea probabil de 1800. Dar dacă va depăși și nu avem sumele necesare, îl trecem în lista de, în lista de investiții pe anul 2016. Dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate.
Punctul numărul 24 și 25, da, dumneavoastră, citere. Deci ăsta este, da? Da, da, da. Da. Se propune aprobarea, da, modificării și completării poziției numărul 6 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Europene, județul Bacău, cu forma anexă care face parte integrată din prezenta hotărâre. Despre ce este vorba? Deci este vorba despre acel teren care ați dat dumneavoastră aprobare, cred că prin luna august, pentru concesiune la petrol. Petrolul vor să facă o pasarelă în zona podului petrolului, așa, așa. Dumneavoastră l-au solicitat de la noi, dar în mai multe poziții, atât dincolo trotușul, cât și din pace trotușul. Noi am adus un topometrist autorizat. Baza planului situației pe care l-au făcut, terenul nu trebuie să fie în inventarierea apelor românului, ci și în inventarierea noastră. Și în situația asta trebuie să completăm inventarierea domeniului public cu suprafața respectivă, iar luna viitoare să facem procedurile care stau la baza concesiunii terenului. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt. Nu trecem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 25. Deci următorul punct, care este numărul 25, da? Se propune aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul Comunei Dofteana, potrivit anexei care face parte integrată de prezenta hotărâre. Deci este vorba, șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență a făcut un plan de risc, care sunt riscurile în caz de calamități în localitatea noastră. Și a făcut planul acesta, după aprobarea Consiliului Local, el va fi înaintat la Comitetul Local pentru Situații de Urgență a Comunei Dofteana și inclusiv la ISU Bacău. Dar el trebuiește aprobat dumneavoastră, este făcut în baza unui regulament, în baza unor legi, care stau la baza riscurilor în localitatea respectivă. Discuții, vreau. Discuții, vreau. Nu trecem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Da. Deci subiectele cele 25 s-au epuizat. Stimați consilier, și vreau să vă aduc dumneavoastră la cunoștință, pentru că nu ne-am mai văzut așa cu toții de la ultima ședință să punem pe aia care a fost în luna august, iar acum suntem în luna octombrie, mai avem câteva zile și vom depăși luna octombrie. Vă rog să fie liniște, da? În legătură cu rechizitoriu, v-am explicat atunci despre ce este vorba. Nu cred că era normal și dumneavoastră puteți să analizați lucrul acesta. Ca să se ajungă până aici. Dar dacă s-a ajuns până aici, să vedeți acolo în reclamația și în dosarul întocmit către parchet, spune așa. Am înscris mașina S5 Citroen în mod abuziv, eu, da, cu doamna inspectoare, întrucât la primăria Comunei Dofteana este înscrisă pe numele Asafti Costică, iar la matriculă la Bacău este pe numele Asafti Costeluș. În anul 2004 nu conduceam eu primăria Comunei Dofteana și cred că era normal să se sizeze pe altcineva. Dar în situația asta, acum, noi am intervenit și am plecat pe urma acestor falsuri și uz de falsuri ca să se scoată la iveală cine a comis această ilegalitate. Totodată vă informez că pe perioada celor 7 ani jumătate de când conduc primăria, așa, au mai venit persoane de felul ăsta. De exemplu, dogarul Claudiu. Dogarul Claudiu avea o mașină Renault înscrisă de 5 ani la matriculări Bacău, iar la primăria Comunei Dofteana nu. Nu era plătită la impozite și taxe. Bineînțeles, când a venit să-i facă vânzarea, am spus, o plătești cu 5 ani din urmă, ca așa prevede legea, și apoi îți dau certificatul de radiere. Deci s-au mai făcut. Și aș vrea să fac o analiză în ceea ce privește situația asta, dacă dumnealor totuși au cerut. Cu privire la rechizitoriu, v-am spus. Am înregistrat în contabilitatea analitică pentru faptul că DNA-ul a scos inculpat pe altcineva și o trebuie să trec. Nu aveam cum să înregistrez în contabilitatea analitică la martori în condițiile în care era altcineva inculpat. Cu părere de rău, dar aici scrie unitatea administrativă teritorială și nu este proprietatea nimănui. Am rugat consilierii în luna august să prezinte cu acele tabele care au venit puțin la număr dintre dumneavoastră, domnilor consilieri, în legătură. Știu că au venit Dizdrobitul, știu că au venit Balcanul, știu că au venit Melinte și nu știu dacă au mai venit alții, în legătură cu acei cu venitul minim garantat, care nu au niciun fel de venit, da. Să veniți în sprijinul nostru, vă rog frumos, vă reamintesc, poate reușiți săptămâna asta să le aduceți, pentru că timpul trece. Așa. Și vreau să vă spun, începând cu data din 1 noiembrie 2015, va apărea la toate comisiile Consiliului Local draftul de impozite și taxe pe anul 2016. Nu aș vrea să se speculeze, ci aș vrea să se studieze de către dumneavoastră în ședințele de comisii. Știți destul de bine, la baza
noi impozitori în conformitate cu noul cod fiscal, cu 30 de zile minim înainte trebuie să fie acest proiect în discuție publică. Și nu numai acesta, toate proiectele, vedeți, dacă le studiați, toate proiectele care astăzi le-am citit în afară de cele care au fost în regim de urgență, au fost minimum cu 30 de zile, altele au poate chiar și 40. În discuție publică. Aveți obligația prin lege să luați acest draft și să studiați. Motivul care este? Nu vor mai fi aceleași impozite și taxe, așa cum a fost până acum, pentru că s-a modificat codul fiscal. Societățile comerciale nu vor mai plăti la fel cum au plătit până acum, ci acele care au sediu al societății comerciale vor plăti cu alte sume, în conformitate cu codul fiscal. Noi suntem pregătiți și ne-am pregătit, atât cei de la impozite și taxe împreună cu mine, ca să avem argumente ca dumneavoastră să le puteți studia și să puteți să faceți termene comparativ cu alte localități. Și anume, taxa de salubritate, aceea care toată lumea plânge, vrea curățenii, dar cu costuri mici, am scos hotărârea Consiliului Local din localitățile limitrofe. Târgovna, Dărmănești, Oituz, Pârgălești, Asău și așa mai departe și vi le-am aduce mai să vedeți cât plătesc ei și cât am plătit noi. Care este diferența, dacă este diferență? Dumneavoastră o veți constata. Dumneavoastră veți constata în condițiile în care un autovehicul circulă pe drumurile de utilitate comunală a primăriei Comunei Dofteana, așa circulă și în alte localități, inclusiv Asău, Brusurasa, Agăci, Ghimeș și așa mai departe, inclusiv Oituz, cele care sunt transportatoare de lemne cu greutăți mari, căci taxa se încasează pe o zi. Înțelegeți? Nu poate să plătească unul cu 7 tone, cât plătește celălalt 12 tone sau mai mult de 12 tone. Sau să plătește pe zi. Deci, faceți comparații cu celelalte localități și facem comparații cu ce am încasat noi până acum și ce trebuie să încasăm noi de acum. Cel puțin acele mașini mari de la petrol, care sunt imense, care nu mai distrug. Deci, pe unde merg, nu poate să plătească cât unul care are sub 12 tone sau similar. Da. Deci, luați la cunoștință de pe data de 1 va fi înregistrat la sediul primăriei Comunei Dofteana acea simulare, acel proiect. El suferi modificări în baza legislativului care domnule vii cu propuneri. Bineînțeles, nu se mai poate merge în felul ăsta cu salubritatea, pentru că știți, de acum încolo s-a semnat contractul cu operatorul regional, probabil de la 1 ianuarie va ridica altcineva gunoi, probabil. Dar, totodată, trebuie să studiat și în alte localități, am studiat. Cei care sunt cu o singură persoană plătesc în alte părți 50 de lei. O singură persoană. Noi avem un pic mai mult. Dar care sunt două persoane, dă 100 de lei. Dar care sunt trei persoane, dă 120. Și de la 3-4 persoane, de la 4 persoane sunt, dă 150. Înțelegeți? Nu putem fi echivalenți. Uitați-vă la dumneavoastră, la vecinii dumneavoastră și la alții. Sunt 6 la același rol. La același rol, 6. Cât sunteți, doamna Cămar? 5, da? Și mai aveți un copil acum? 2. 7, nu? Așa. Bun. Cât plătiți? 87 de lei. Păi normal că asta care e unul, nu? Nu. Am dat exemplu dumneavoastră cum v-ați întâmplat aici. Deci noi trebuie să ne gândim destul de clar cât, care sunt mulți, trebuie să plătească mai mult, nu-i clar? Care e unul singur sau care îți doi, trebuie să plătească pe măsura bunului pe care o face. Eu așa văd. Interesați? Doamnă, face pe ea, face și rău. Deci, despre asta vorbim, da? Deci, v-am informat în legătură cu acest proiect, veniți, vă faceți ședințele de comisii, nu neapărat ședințele de comisii, nu numai o dată, sau cu două zile înainte de ședința Consiliului Local, sau cu o oră înainte. Ăsta trebuie și discutat în mod serios. Deci, puteți să veniți de mai multe ori, în fiecare zi sunt aici. Inspectoarea de la impozite și taxe este aici. Noi le-am discutat inclusiv cu cei care ne-au verificat timp de o lună jumătate. Nu sunt bătute în cuie, dar ele poate suferi modificări. Inclusiv cu conductele care le subtraversează, veniți cu propuneri. Deci le aveți toate spre discuția. Mai departe. Doamna Camara, dumneavoastră trebuia să depuneți la Consiliul Local acel regulament de funcționare a microbuzelor școlare în localitate. Vreau să știu unde este regulamentul. Nu eu trebuie să depun. Doamnele directoare trebuie să conceapă în funcție de specificul fiecare uniță școlare regulamentul și apoi să-l aducă la noi și noi în baza regulamentului. Nu numai... Nu.
doamnele directoare au făcut program. Deci, domnea lor au avut obligația, din motivul ăsta ne-am chemat aici, da. Au făcut programul microbuzele școlare. Microbuzele școlare, știți cu toții, sunt proprietatea primăriei Comunei Dofteana. Clar. Dar noi le-am dat spre administrare școlilor. Adică, noi le asigurăm acel combustibil, noi le asigurăm acel conducător auto, avem un conducător auto care este angajatul primăriei, ca așa, fost legea, și doi sunt angajați școlilor. Le asigurăm combustibilul necesar, dar dumnealor au fixat programul, știi la ce ori trebuie să ajung copiii la școală, știu ceea ce au de făcut, da? Dar acel regulament care se discuta, acel regulament care a fost pe site-ul, știți, dacă rămâne pe site-ul... Inspectoratul Școlar Alba. Alba sau Târgu Mureș, doamna Nicoleta. Așa, în care el s-a mai discutat și lucrul ăsta vreau să-l discut între noi așa, în care el s-a mai discutat și la nivel de localitate, s-a discutat și la nivel de școli, doamna Nicoleta, da? L-am discutat. Și liderul de sindicat știe de asta, l-am invitat. Așa. Întrebarea mea este următoare. Vă rog frumos să-l grăbiți ca până la următoarea ședință a Consiliului Local să știm ceea ce am de făcut, da? Da. Să-l aprobăm. Am făcut un contract cu părinții, pe care funcționăm cu părinții, pentru că și părinții au un datorie. Da. Nu numai noi, datorie. Corect, da. Drept, da. Da. Deci acum semnăm contractul cu părinții. Bun. Deci vom face un proiect în care va fi bătut în cuie. Deci nu a fost bine cum a fost până acum, a fost în discuție publică. Deci l-au discutat și cadrele didactice, au discutat și elevii și părinții și trebuie să luăm o hotărâre. Dar aș vrea să discut în primul rând cu liderul sindicat. Domnul de acolo, îmi dați ce este lor. Dumneavoastră sunteți de sindicat și apărați drepturile cadrelor didactice atât a elevilor, cât și a celor care sunt în didactici și auxiliari. E așa sau nu? Exact. Din informațiile pe care le-am, am înțeles că a spus așa, cadrul didactic... Consiliul de administrație. Ori această decizie a Consiliului de administrație nu se poate da la momentul actual pentru că nu avem cadru legal. Nu avem în ce bază să o dăm. Asta e problema. Dar aici în doar sală asta e problema, nu? Aici în sală, am înțeles. Aici în sală se află legislativul primăriei Dofteana care îi conduce. Asta am cerut, să intrăm în legalitate. Așa. Deci, primăria Comunei Dofteana, eu o să îi propun un proiect de hotărâre în care dumnealor o să o studieze timp de 30 de zile și în care dumnealor poate să se pronunțe, să delibereze, să spună destul de clar. Dacă noi dăm spre administrarea acelei microbuze școlare, noi le alimentăm cu carburant și cu conducătorii auto, le asigurăm salarizarea, noi dorim ca acele microbuze școlare să fie însoțite de cineva. Eu nu spun cadru didactic. Să fie totuși, dumneavoastră vă gândiți. Asta este spre protecția copilului, protecția cetățeanului, să fie în siguranță. Deci să fie în siguranță. Deci copiii sunt acea bază care noi trebuie să aducem și să ducem pentru faptul liberbii direct. Domnul primar, eu vă deci asigur... nu trebuie să instigați. Eu vă asigur că deci, nimeni nu o să aibă nimic împotrivă în momentul în care intrăm în legalitate. Corect. Să vă explic și de ce. Bun. Dacă mergem într-o excursie, avem o grămadă de acte pe care trebuie să le semnăm împreună cu inspectoratul. Deci eu pot pleca. Și semnați, adică în baza transportului? Da, baza transportului. Deci nu pot pleca într-o excursie până nu semnez toate de actele. Da. Deci orice excursie, da, orice, organizată orice ieșire în afara incendiei școli, trebuie aprobată la inspectorat sau automat o decizie a Consiliului Local care pe noi să ne acoperi, să ne desfășurăm activitatea doar atât am cerut. O asistență medicală? Da. Deci nu-i de joacă. Deci nu-i de joacă când vrează de ceva ne dă afară. Sau nu te credești că-s mai... Da, chiar e ceva normal. Da. Deci eu asta am cerut, doar intrare în cadrul legal. Am înțeles, vă rog să spun. Deci, timp de o lună de zile, doamnă directoare, ne gândim la situația asta, vă aștept o, să avem o discuție, să luăm o hotărâre noi, în primul rând, apoi să punem spre analiz și aprobare Consiliului Local. O altă problemă. Unitatea administrativ-teritorială a Comunei Dofteana, prin traseele fixate și prin contractul pe care îl avem cu cei ce transportă cadrele didactice, anual dăm 650 de milioane. Vă vorbesc în bani vechi. Transportul cadrelor didactice de la domiciliu la școală și invers, în baza unui program pe care dumneavoastră îl fixați. Deci dumneavoastră fixați că trebuie să vină cadrul didactic și, bineînțeles, în baza orarului. Probabil așa aveți acolo, nu? Da, avem. Bun. Toți. Deci suntem instituții diferite. Dar ați văzut cum s-a pus problema și cu cei ce ne-au verificat, nu? Suntem instituții diferite, dar eu sunt ordonator principal de credit.
Dumneavoastră, domnul de acolo, ați făcut niște afirmații zilele astea prin care le-ați impus, informat școlile să vină cu cereri până la data din 1 noiembrie, că urmează o rectificare bugetară și noi trebuie să le decontăm cadrelor didactice transportul. Deci noi, în lista de investiții la începutul anului, eu am vorbit în fața ministrului și am solicitat sume, că la începutul anului, la aprobarea bugetului, am primit zero, niciun ban. Și am făcut toate demersurile necesare, atât verbal cât și scris, să obținem aceste sume de bani, să asigurăm transportul cadrelor didactice și v-aș ruga să vă informați și în alte localități, câte localități, Sârii Iorga, câți bani au primit Alexandra Iorga până acum pe abonament? Nu. Zero. Nu. Știu, m-am informat, am vorbit cu ea. Așa. Niciun ban nu primit. Iar noi asigurăm transportul cadrelor didactice de la Comănești la Dofteana, da? De la Târgu Ogna, zic bine? Da, așa, la Doftea. Întrebarea mea este așa. Doamna Irmea, ați venit cu tabelul cadrelor didactice care fac navetă la Târgu Ogna? Sigur. Ia citiți-mi asumii. Deci pentru Târgu Ogna, și didactic, cine didactic? Chiper Mariana, Mazilu Geomenica? Cine are dreptul? Didactic sau nedidactic? Și didactic. Și tot, da. Permite legea. Da. Bun. Da. Pădurarul Doinița, Gabur, Sultanel, Nechita Burculeț, Pricoancă. Deci avem deci, un total 19 navetiști. Și doamna Mazilu? Da. 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 Păi de ce trece doamna Mazilu? Întrebați-o câți ani are de când nu am mai venit cu microbusul? Acum... Noi trebuie să ne încălcăm în legii. Dar acum nu-mi veniți ca să-i dau bani și lui doamna Mazilu, nu? Nu? Dar doamna Mazilu face naveta de la Târgu Ogna și i-am pus un microbus la dispoziție, la toți, nu? Vreau să vă informez un lucru. Unitatea administrativ teritorială nu este izvor de bani. Deci banii ăștia, acum dacă vine domnul de acolo, să vă informați, respectați legea. Dacă vine rectificarea bugetară, ați văzut ce a spus primul ministru? Pentru cheltuieli curente și de capital, pentru echilibrarea bugetelor. Nu? Da. Ei, cheltuieli curente și de capital și pentru echilibrarea bugetelor, ați văzut, de aia v-am invitat la ședința Consiliului Local, vreau să echilibrez bugetul, să fac și să consolidez malul pe Seaga, pentru faptul că sunt câteva miliarde un kilometru de asfalt și nu vreau să-l pierd. Deci v-aș recomanda cadrele didactice să circule cu acele microbuze care au venit și până astăzi, așa, care dăm 650 de milioane, chiar dacă doamna Mazilu zurgă microbuz, da? Și n-aș putea, eu am dat exemplu doamna Mazilu așa pe dumneavoastră, eu cunosc mai bine, dar în mașina doamna Mazilu mai vin 3-4 cadre didactice care se regăsesc în tabele, adevărat sau nu? Doamna Ionie, eu nu vorbesc singur. Deci cine vine cu doamna Mazilu nu este. Sau cu doamna secretară. Și doamna secretară este trecută acolo? Doamna secretară n-are cum să vină, să plece cu microbuzul. Pentru că microbuzul nu mai este după ora 2. Și dumneavoastră, ei termină programul. Cine face programul microbuzelor? Microbuzele care transportă cadre didactice. Doamna, l-am făcut eu? L-am făcut eu? Deci după ora 2 nu mai sunt microbuze. Nici doamna secretară, da. Nici doamna contabilă, n-a spus ce trebuie. Microbuzul școlar poate să circulă pentru o singură persoană? Păi nu. Deci avem, aici sunt doar câteva cazuri. Păi dumneavoastră fixați, persoane, atunci puneți microbuzul care transportă cadrele, toate la ora 3. Cine mă întrebi? Dar nu pot. Cei care vin de la Său până în Comănești, pun microbuzul până în Comănești, da? Până în Comănești, da? Dar nu pot să mai plătesc și de la Său până în Comănești. Nu pot. Avem cel care va vine cadru didactic, poftim? Avem de la Moinești la Comănești. Cel, păi bun, cel care va vine de la rafinăria Dărmănești, microbuzul trece prin Dărmănești. Nu? Aduce bilete de la rafinărie până la gară. Aduce bilete de la rafinărie. Dar domnul liderul sindicatului așa. Mergem la ordonatorul principal de credite să ne dea bani. Ordonatorul principal de credite nu este un izvor de bani. Nu, deci pun microbuze pe următoarele trasee. Vă fixați și dumneavoastră programul, măcar să vă apropiați. Știu că nu o să puteți să le faceți perfect. Dar nu pot, vă rog să vă gândiți la situația asta. Este un drept dobândit și care l-ați câștigat prin sindicat. Dar vreau să vă spun un lucru. Am contabila care vine de la 5 km pe jos. Și vine cu 10 milioane salarii. Ori n-aș vrea să vă întreb acum, dar spuneți-mi și mie cinstit, peste 20 de milioane, cât luați, domnule? Eu? Da. La momentul acolo, eu 1 milion și ceva. Peste 20. Contabila mea vine la 5 km pe jos. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Da, dar nu este lucrez. Este un drept pe care l-ați câștigat în instanță. Așa? Iar trebuie să înțelegeți că eu banii ăștia îi aduc din imposte și taxe.
Ați văzut cât de greu se colectează impozitele și taxe în condițiile în care e posibil să mai majoreze? Că ați văzut, codul fiscal spune destul de clar. Acel teren nemuncit, acea clădire neîntreținută, care să aibă un aspect cât de cât, se majorează de la 1 la 500. Domnul primar, nu mai puțin, ca să lămurim un aspect legal, că noi suntem problema, nici sindicatul, nici doamnele directoare. Problema este legea care ne dă dreptul și noi trebuie să o domnul persoană avetici. Nu, da, legea este... Ia ascultați puțin. De exemplu, exact ce spuneați de doamna Maziru. Legea îi dă dreptul să opteze dacă vine cu microbuzul pus de dumneavoastră la dispoziție sau cu proprietate personală. Uitați ce spune. Dacă există mijloc de transport în comun, pe ruta respectivă, exact cazul doamnei, și personalul didactic navetează cu autoturismul, că așa optează, se recontează un abonament conform firmii respective, care asigură transportul. Bun. Deci nu noi dintre suntem probleme. Nu toți au mașină. Da. Vine microbuzul cu 3 persoane care nu au mașină, îl plătesc și pe ăla, anual 650 de milioane, da, și dau și benzina. Și să vă răspund la și ce spune. Dar repet, poate să spună lucrul ăsta? În judecată, pentru că au legea de pe 2015. Asta e problema, cu impresia. Eu am mijloc de transport. Atât am mijloc de transport. Dar doamna Maziru, de ce nu se urcă în mijloc de transport? Ce să vă mai răspund? Dați răspunsul, de ce nu se urcă? Dar dumneavoastră nu a cerut. Dar eu chiar am discutat acum când am plecat. Am spus și noi, nu se poate. Altă persoană care este din Târgu Ocna sau din Dărmane, de ce nu se urcă? Să vii cu argument, de ce nu se urcă în mijloc de transport? Dacă la doamna Maziru sunt 4 care dați în mașină, nu se decontează decât un singur abonament. Așa ar trebui. Bun. Problema este în felul următor. Dacă am sfis să decontez, eu voi deconta abonamentul CFR. De ce mi-aduci abonamentul CFR? Nu mai e cu legea, mă văd cum recizează. Dar Mănești Dofteana nu este mai scump. Onești Dofteana ai 2 milioane și ceva. Da. Nu? Și mai au și subliniat aici lege care le sunt drepturile. La jumătate. Deci ați auzit? La jumătate. Vorbesc cu un avetiș. Sunt la jumătate. Da. Când au venit curtea de conturi aici în sala asta, nu a intrat niciunul aici. Eu din 30 de ori pe zi și făceam așa, dădeam răspunsuri, ca ordonator principal de credite. Și aici mai a contabilicește pentru economicitatea sumelor de bani la bugetul local. Ori nu pot să plătesc un microbus cu 3 persoane, 4 persoane, și să mai dau și lui alătul că el vrea să vină cu mașina lui pentru faptul că nu are microbusul huse. Suntem egali ca și oameni toți, studii aproape avem la fel cu toții și posibilitatea bugetului local, asta este. Vă informez pe toți că ne apropiem de sfârșitul anului 2015, în care Unitatea Administrativ Teritorială Dofteana nu are niciun leu datorie, niciun leu datorie, dar Unitatea Administrativ Teritorială a câștigat ieri un proiect european în valoare de 384.000 de euro, asfaltarea pe câmp în extravilan, repet, Unitatea Administrativă anul ăsta a adus la bugetul local 7,5 miliarde de la Uniunea Europeană contravaloarea celor două utilaje, budo-excavator și multifuncționarul. Anul 2014 au adus aproape 20 de miliarde de la Consiliul Județean, bani care nu sunt de la bugetul local. Tot anul trecut am adus 4 miliarde de la Uniunea Europeană părculețul de agrement și vreau să mențin ca un bun manager, când mă va alege oamenii, să nu am datorii. Vă promit că nu voi împrumuta nici 5 bani pentru transportul cadrelor și am să dau acolo unei consilieri. Chiar dacă plătesc abonamentul unei femei de la Moinești, mai degrabă îl plătesc la Moinești, pe Valea Săului, care da, e de la Duce, da, decât la unul din Târgu Ocna care are posibilitatea să se urce în microbuzul școlar. Eu asta sunt sigur că dacă sigur nu se stradă, vom găsi o da. Mai am o singură și spuneți-mi și mie, sunteți în fața Consiliului Local, diferențele salariale pe care dumneavoastră le-ați primit și noi, Unitatea Administrativă, a fost împins în toate părți. Ați rămas vreodată fără bani? Nu, față de alte localități din județ, noi am fost plătiți la... Veniți-mi și mie și spuneți față de alte localități... Mai avem o restanță, cât... sunt mai emri de 7%, o să o luăm și pe o să o primim. Da. Veniți și spuneți și mie, dumneavoastră, localitățile din jur care nu plătesc abonamentul. Că aveți destule. Da, au. Dar acum nu vreau să dau din casa altora. Deci bugetul local îl țin din hățuri, cum s-ar spune, de așa natură să nu împrumut 5 bani. Eu care e sindicat, că la dumneavoastră e felul următor. Atât sindicatul, cât și cadrele didactice, toți vor bani. Da, dăm diferențe salariale, pentru că banii aceștia vin de la bugetul național,
de la Ministerul de Finanțe, vin încoace. Dar aș vrea să vă dau un sfat ca liderii dumneavoastră sindicat, inclusiv dumneavoastră, când solicitați cum vine acum rectificarea bugetară, Ministrul de Finanțe să văd că iese pe postul televiziunii și spune așa, așa clar. Deci dau pentru înlocuitul băncilor școlare, întrucât doamna de la Cucuieț, aveți bancă de 40 de ani. Și scaunic. Am văzut scris pe ele numele unor... E adevărat sau nu? Da, da, da. Bun. Când vine Ministrul de Finanțe și ceilalți spune, domnule, schimbăm mobilierul. În condițiile în care noi, bugetul local, am schimbat tot ce a fost. Acoperișul, jocuri pentru copii, am amenajat curțea, am făcut diferite construcții la școli, am asigurat cu lemn, am făcut tot ce e posibil și cred că și recunoașteți lucrul ăsta. Dar când mă uit că aveți bănci de 40 de ani și tot cadrele didactice solicită ca lor să le pun pentru fiecare câte un mijloc de transport și să le decontez combustibilul, nu vă normal. Îi ajută legea. Asta m-a spus. Bine, legea de ce nu mă ajută să cumpărăm și... N-avem nicio vină dacă... Nu v-am adresat directorului, v-am adresat așa. Ministrul de Finanțe se iese pe postul televiziunii și să spună așa, pe rectificarea bugetară am dat atâtea zeci de milioane pentru înlocuirea mobilierului școlar. Nu-i normal? Multe am mai trebuie, s-au făcut multe aici, dumneavoastră chiar ne-ați susținut pe noi în ceea ce privește administrația școlilor, reabilitarea școlilor, dar încă mai e nevoie de multe. Nu e, doamnă. Să nu credeți că nu am văzut că la șefa mătă la dumneavoastră o ieșit rugina din tablă. Să nu credeți că nu mi-am propus ca în iarna aceasta sau primăvara anului 2016 să vă înlocuiesc tabla, că e ultima școală care ar fi, care nu are tablă tip Linda. Să nu credeți că nu văd lucrurile astea. Dar trebuie să înțeleagă și cadrele didactice și vă întreb destul de clar. Cu riscul că se supără pe mine cineva, haideți să ne uităm câți leuți luăm peste 20 de milioane și mai vrem multe drepturi, tot de la Consiliul Local, din buget, în situația în care nu am. Banca nu dă decât pentru confinanțări. Banca dă pentru proiecte europene. Banca dă pentru alte situații. Dar cred că sindicatul ar trebui să se zbată și să spună așa. Băi, oameni buni, la școlile astea nu s-au investit de foarte mulți ani și noi luăm bănci de la... Domnul sergentul de la Onești, luăm bănci de la nu știu care liceu, le reabilităm aici scheletele metalice, luăm de acolo, le reabilităm în regii proprii aici și le ducem la școli ca copiii noștri să stea în condiții normale, cum stă un copil, nu când pleacă să plece cu haina ruptă, agățată cu cămașă, că părintele din puținul lui primar îmbracă copilul și pe aia și mai face celălalt în casă. Domn primar, la nivelul județean, la federații, să știi că deja la noi nu există probleme cu decontul navetii, eu vă spun pe aia neapă. Corect. Ce discutăm acum este între noi și până la urmă o să găsim deci, o cale de o să găsesc o soluție. Da. Așa, eu voi veni cu propuneri, dar vă rog frumos să înțelegeți și lucrul acesta. Și nu cred că e normal. O să mă dea în judecat oricine. Mă duc și mă prezint acolo, fac poză microbuzului dimineața când coboară trei cadre din el și ceilalți vin în mașină. Atunci vin cu propunerea în Consiliul Local și spun de la 1 ianuarie așa. Scoatem microbuzele și vin ceilalți colegi de dumneavoastră, eu nu am mașină. Eu stau la ocazie, dacă trece doamna Mazinu, mă ia, cum mă cunoaște, dacă nu trece, vii cu taxiul. Deci și partea e la altă. Deci trebuie să înțelegem, să conducem echilibrat, să menținem echilibrul, de așa natură să împăcăm pe cât posibil vedos, nu poți, n-ai cum chiar. Mai am o singură problemă care nu se înțelege la nivel de contabilitate, dar cred că în ultima vreme Violeta a înțeles și ea treaba asta. O ordonanță din 93-281, care n-a fost aprobată și la un articol 23, dă dreptul cadrelor didactice să primească o primă de instalare în primul an de studii, după absolvirea studiilor. Nu sunt mulți în situația asta. Am înțeles că e una la Hăghiac, trei la da. Hăghiac. Și la Cucuieți. Indemnizația asta ar fi egală cu un salariu... Păi da, dar citiți mai jos de unii din sume. Păi, de la ordonatorul principal de credit. Ordonatorul principal de credit, dacă nu primești, n-are da. Cum să dea. Deci rectificările sunt de două feluri. Rectificări pozitive în plus sau rectificări negative în minus. Cum sunteți aici de ați ani și ați văzut câte rectificări am făcut și în minus. Condiția nu este ca să fie din altă localitate. Da. Condiția este să fie din afara localității respective. Încă o dată repet. Ministerul de Finanțe, deci prin sindicat, să ceară banii ăștia, măi, oameni. Dacă vin, eu îi transfer da. Într-o zi, aduc Consiliul Local și vin transferat. O să discutăm și prima asta. Și banii ăștia, deci prima dată deci, de salarii, nu se supune impozitare. Cât încasezi pe deci, salubritate? Deci n-am decât să reține atât încasezi pe salubritate. Păi banii aia ajung acolo, verificat dacă ajung acolo, da? Cât încasezi pe PSI? Păi pe PSI încasezi, dar banii folosesc la combustibil, la mașină de pompieri. Nu poți să-i dau pentru
problema care a spus dumneavoastră, că se numește deturnare de fonduri și am probleme. Deci nu faptul că nu sunt de acord. Exact, cum spunea doamna director, ei au articolul de lege și solicită sindicatului, dă în judecată, sunt obligați să dau în judecată. Așa este. Știți? Dumnezeu. Asta e problema. Dar în judecată este un drept dobândit pe care nu vă obstrucționează nimeni. Deci dacă îmi faci scris, dă în judecată, eu trebuie să dau. Altceva ce vreau să vă spun, dacă noi tot ne-am luat de vorbă. Da. Vă rog frumos și atrag atenția la școala Dofteană, să încetați cu scandalurile acolo în ceea ce privește între cadrele didactice prima dată, inclusiv grădinița și v-aș ruga, doamnă, să rămâneți la terminarea programului, la terminarea ședinței, să avem o discuție, doamnă. Deci ca la alte școli nu prea am, Larga și Hăpiac nu prea sunt, dar aici văd că continui. Așa. Și dacă continui, trebuie să aplanate de cine? De factorii de conducere. Deci discuții între cadrele didactice, mai ales în fața copiilor, nu mi se par normale. Între niște oameni educați și civilizați așa cum sunteți, începi un coleg sau pe o colegă deoparte, aveți o discuție care nu mă interesează care o aveți, dar nu aș vrea să mai vină la mine așa, de tipul doamna Ignat, nu aș vrea să mai vină la mine de tipul Lăzărescu Mihai, asta vă vorbesc din istorie, nu aș vrea să vină de tipul doamna Maftei, e tăcă. Deci vă spun, nu am dat alte nume, deci vă rog frumos terminați cu scandalul la școala Dofteana, cu discuțiile între cadrele didactice, iar aici, doamna director, se generează ori nu conduceți cum trebuie, sau invers, un slab conducător. Deci dumneavoastră trebuie să vă implicați să nu se întâmple așa ceva în incinta școlii, în cancelarea școlii, pentru că nu e o notă bună pentru o școală care are un prestigiu să se audă așa ceva. Și mai ales să audă și copiii. Nu este normal. Deci, domnule, acum. Trebuie să învățăm să fim colegi. Doamna Mazilu zicea să fim ca în familie, dar în familie mai divorțăm. No. Trebuie să învățăm să fim colegi și să ajutăm unii pe alții. Bun. Echilibru și toleranță și totodată trebuie să mai trecem și situațiile de moment, pentru că acele sunt cele mai grele, în care ne manifestăm de multe ori agresiv și a doua zi sau imediat ne pare rău. Și bine ar fi să trecem peste ele altfel, că primul cuvânt magic și eroic este acela în ce am greșit și se referă imediat la toată. Acum declar faptul că eu am terminat de vorbit și vă ascult de dumneavoastră. Spuneți, domnilor consilieri. Dar vorbiți mai tare. Am informat colegii consilieri în pauza dinainte ședinței despre nota aceea de la Ioan privind defișările și am rugat pe fiecare în zona de competență să înainteze o defișare cu zonele pentru defișare și... Ați luat contact cu cei de Ioan? Da. Deci în baza comenzii făcute de noi, de unitatea administrativă, în funcție de referatele pe care le face consilierii, deci pe ulițele, unii știți dumneavoastră, căci vegetația ating firele, faceți un referat sau prin telefonul doamna Camară, vă completează dumnea ei și noi în condițiile astea facem comandă celor de la Ioan, ei vin și intervine pentru prima dată, ar fi o noutate pentru ei, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Până acum am închiriat noi TRV-ul ca să putem să facem, știți, și în Cucuiești, la biserică și pe ulița la domnul Cristianu, știți, pe ulița la domnul Ursul Mihai și așa care s-o făcut. Da. Bun. Alte discuții, dacă aveți. Domnul Macan, rampa de exploatare de acolo, o la sfârșit, să mai exploateze pe acolo? Deci, în partida de aici de jos, care e și la Islaz, s-a terminat. În șlemnul s-o mai sunt în jur de 10 metri cu. Și păieții deja s-au apucat de curățenie și de asta. Deci terenul va fi redat foarte frumos. În forma care a fost. Exact. Bun. Altceva. Sări acolo la tine pe uliță, s-a terminat cu petrișul, tot ceea ce a fost? S-a terminat, da. Mai e de pus niște capaci. Deci acolo s-a făcut un proces verbal în care THD-ul a fost pus de către noi, săpătorul a fost făcut de către CRAB împreună cu beneficiarii legii 46 și am înțeles că e și semnat recepția. Da. Noi tragem apă, înlocuim rețeaua de apă, sau rețea de apă nouă, aici pe uliță la Imzel. Da, ajungem să așa. V-aș ruga să faceți branșamentele. Lucrul ăsta poate puteți face. Da, asta le face cum le-am făcut și până acum, dar mai fi acolo solicitare la Nețul, la câteva familii acolo, 7. Da, dar nu s-au rugat tare. Deci ați văzut să o lucrat pe vreme de sărbătoare, că Nețul nu circula cu mașina, de așa natură, să facem cât se poate direct, să ne putem branșa aici la spăia. Da. Și după aia ne mutăm acolo, deci în altă parte nu, decât acolo. După ce ne-am retras de acolo, ne facem drum. Uite, iar avem materialul pregătit în față, dar imediat transportăm piatra spartă
și ducem acolo. Gigel, vezi că oamenii la cuieți, cei care sunteți la cuieți, au depus acolo pe uliță, la diaconul sus. Deci nu mai e timpul necesar, e noiembrie. Mă înțelegeți ce vă spun eu? Deci nu facem ca la primăvară să apele să fie totul jos. Deci rămânem pentru anul viitor, asta pot să vă spun. Ce putem să mai facem anul ăsta cu săpături, ne vom mai face în limitare. Dar să nu uitați, domnul primar, din traseul ăla care v-am zis eu, de la Unica Algamare la Stanciu. La... Dacă terminăm aici la Nețu, e posibil, să ne, e posibil să ne apucăm de cealaltă. Acela facem supra-traversare pe lângă pod. Da. Ați văzut. Și când terminăm aici la Nețu, e posibil să facem cât putem și din traseul. Altceva. Păi e traseul ăsta care tot de îngheață, începem cum vine frigul, trebuie să luăm legătura cu Gheorghiță Bobo, că în fiecare an, toamnă, le dă de furt. Iar îngheață... Știi că am mai zis acela, nu-i băgat de mine. Că nu-i băgat de dumneavoastră, de noi, de asta. Știi că lumea mai ies la poartă în momentul când mai sapă altul și spune, băi, sapă mai adânc. Acum voi l-ați băgat la 30 metri scurit. Acum nu putem să ne chinuim în fiecare toamnă, în fiecare an. E bine, ți-am spus. E foarte bine. Deci trebuie să facem ceva, să luăm legătură cu domnul Bobov. Da, am fost, am pus un domn acolo. Fost, și ce poți să-i faci? Deci faci pe timp de iarnă să nu îngheță. Păi până acum nu le îngheță, dar mai fost locul. Păi nu îngheță, până acum vine pe aici. Altcineva, alte probleme. Deci dacă nu mai aveți, declar ședința închisă, vă mulțumesc pentru participare. Să știți că veți fi invitați să veniți, probabil mai des. Ați văzut că... bate la ușa cea rectificare bugetară.